Salut! Astăzi voi culege ardei iuți și îi voi toca, îi voi pune în borcane pentru iarnă. Haideți în grădină să culegem ardei, după care să-i tocăm. I-am cules pe cei mai mari, mai rămân unii mai mici, care se vor coace peste vreo săptămână și îi voi culege atunci. Aceasta este recolta de ardei. O recoltă bună. Haideți să-i tocăm. Îi spăl sub jet puternic de apă. Ardei curești, îi toc în bucățele de un centimetru grosime, lungime și îi pun în ligă. După aceea, aceste bucăți vor fi așezate în borcane. Acum borcanele sunt la spălat, la sterilizat.
Voi continua în felul acesta până termin întreaga cantitate de ardei de topat. Ardeiul a fost tocat. L-am tocat. Este ardei bulgăresc amestecat cu ardei iute, care îl voi pune la borcan. Acestea sunt capetele, cozile, care le voi pune la grămadă de compost. Acum pregătesc borcanele și aduc condimentele, adică sare, zahăr, oțet și apă clocotită. Acum începem umplerea borcanelor. La borcanul, întâi pe fundul lui pun un grăunte 2 de usturoi și o inflorescență de mărar. Și un bețișor de mărar pentru un gust deosebit. Trecem la următor. 2 grămi de usturoi, o inflorescență 2 de mărar, o tulpină de mărar, și acum ardei. Îl umplu simplu. Și gata. Următorul. 2 grame de usturoi. Mărar. Ardei. Următorul. 2 grăunți de usturoi, mărar, ardei, următorul borcan, 2 grăunți de usturoi, mărar și ardei. Usturoi, mărar, ardei. Și tot așa voi proceda până voi termina de pus în borcane întreaga cantitate de ardei. Revin imediat. Voi pune în fiecare borcan câte? O jumătate. De linguriță de zahăr. Este aproape 3 sferturi lingurița. Cu aceeași linguriță voi pune aceeași cantitate de sare la fiecare borcan.
zahărul și sarea au fost puse. Acum urmează câte un paharuț de țuică, ca măsură de oțet. Oțet de 9 grame. În fiecare borcan. S-a terminat oțetul, mă duc să mai iau o sticlă. Am revenit. Punem în continuare oțet în borcanele în care nu am pus până în prezent. Un paharuț cu oțet. Oțetul este oțet de 9 grade. Apa a dat în clocot, este fierbinte, așa că o voi lua și o voi pune încet în borcane, peste ardeiul nostru. Este important ca apa să fie fierbinte, clocotită. Iau apă clocotită și pun în borcane. Imediat iau și un dop potrivit. Închid borcanul și îl pun cu gura în jos. Din nou apă foarte fierbinte. Îl umplu până sus. Apă fierbinte. Plin până sus. Capac. Strâng. Cu capul în jos. Apă fierbinte de fiecare dată. Apele le-am într-un vas tot cu apă fierbinte.
Pentru că sunt afară pe masă, nu are importanță dacă curge puțin apă. Important este ca apa să fie clocotită, fierbinte. Și gata. Borcanele cu ardei tocat sunt gata. Se vede foarte bine în fundul lor și grăunțile de usturoi, cât și mărarul. Le voi lăsa să se răcească 10-15 minute, după care le voi duce în cămară. Tot astăzi am mai făcut niște gem din dovleac. Atât pentru astăzi, sănătate, numai bine!